În curând vom putea mânca pâine adevărată fără coloranți. Asta după ce Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a dat un ordin prin care interzice folosirea eurilor la fabricarea pâinii și a produselor de panificație. ANPC interzice eurile în compoziția produselor de panificație. Măsura ar putea intra în vigoare în mai puțin de o săptămână după ce reprezentanții ANPC se vor întâlni cu patronatele și vor stabili forma finală a proiectului. Astfel, producătorii din panificație nu vor mai avea voie să folosească niciun fel de colorant, cu excepția zahărurilor și caramelului pentru pâinea din malț, cel mai utilizat colorant din industria alimentară. De asemenea, conform noilor reguli, pâinea trebuie să aibă minimum 300 de grame, iar specialitățile de panificație trebuie să cântărească 150 de grame. Chiar dacă pâinea este alimentul de bază al românilor, medicii nutriționiști recomandă consumul cu moderație, pentru că din cauza aditivilor alimentari pot apărea probleme cu rinichii, dar și alte probleme de sănătate.